7. Alimente bogate în iod Pentru o tiroide sănătoasă iodul este un oligomineral esențial, crucial pentru buna funcționarea tiroidei. O alimentație bogată în iod ajută tiroida să gestioneze metabolismul, detoxifierea, creșterea și dezvoltarea. Glanda tiroidă sintetizează hormonii tiroidieni și iodul este un oligomineral esențial, crucial pentru buna funcționarea tiroidei. O alimentație bogată în iod ajută tiroida să gestioneze metabolismul, detoxifierea, creșterea și dezvoltarea. Studiile au arătat că lipsa de iod în alimentație poate duce la creșterea în volum a tiroidei, letargie, oboseală, slăbirea sistemului imunitar, un metabolism lent, autism, luare în greutate și chiar unele tulburări mentale, precum depresia sau anxietatea. Vestea bună este că multe alimente comune conțin iod și le putem introduce cu ușurință în alimentație. Doza zilnică recomandată de iod este de 150 micrograme pentru persoanele peste 14 ani. Pentru copiii între 1-8 ani este de 9,0 MCG, pentru cei cu vârsta între 9-13 este de 1,20 MCG, iar pentru femeile însărcinate sau care alăptează, de 0 este de 2,90 MCG. 1. Alge marine Oceanul are o rezervă abundentă de alge bogate în iod, printre care kelp, arame, hizitki, kombu și wakame. Kelp conține concentrația cea mai mare de iod dintre toate alimentele de pe planetă, o singură porție, conținând de patru ori necesarul minim zilnic o linguriță de kelp conține aproximativ 2.000 mcg de iod, o lingură de rame conține aproximativ 7.30 mcg de iod, o linguriță de hizitki conține aproximativ 7.80 mcg de iod, o bucată de 2.5 cm, cm de combu conține aproximativ 1.450 mcg de iod, o lingură de wakame conține aproximativ 8.0 micrograme de iod. Acestea se pot presăra peste salată sau în supă. 2. Merișoara, acest fruct bogat în antioxidanți, este o altă sursă bogată de iod. O cantitate de 120 mg de merișoare conțin aproximativ 400 mCg de iod. Se recomandă merișoarele organice sau sucul de merișor organic. În cazul sucului de merișor achiziționat de la magazin, trebuie verificat conținutul de zahăr. 3. Iaurtul organic, un iaurt natural, probiotic, este o sursă excelentă de iod care ar trebui să fie inclusă în alimentație. O porție conține mai mult decât jumătate din doza zilnică recomandată. O cană conține aproximativ 90 mCg de iod. 4. Fasolea neagră organică Multe tipuri de fasole sunt o sursă alimentară bogată în iod și fasolea neagră se situează în capul listei. O singură jumătate de cană din această fasole conține aproximativ 3-2 mCG de iod. În plus, sunt și bogate în fibre, benefice pentru sănătate și digestie. 5. Căpșunile organice Aceste fructe delicioase conțin 10% din necesarul de iod într-o singură porție. O cană de căpșuni proaspete conține aproximativ 1-3 mCG de iod. Cele mai bune sunt căpșunile organice, de la producătorii locali. 6. Sarea de mare sau sarea de Himalaya, aceasta este o sursă foarte bună de iod natural. Deci, sarea de masă obișnuită este și ea îmbogățită cu iod, prin procesul chimic de procesare, își pierde toate proprietățile naturale. Un singur gram de sare de Himalaya conține aproape 5,00 mCg de iod. 7. Cartofii modestul cartofi. Modestul cartof este una dintre cele mai bogate surse de iod din regnul vegetal și una dintre cele mai simple căi prin care îți poți îmbogăți dieta cu iod. Un cartof mediu copt, cu tot cu coajă, conține 6,0 mcg de iod. Suplimentele cu iod. Dacă niciuna dintre alimentele de mai sus nu îți surât, poți apela la suplimente. Există, însă, multe diferențe de calitate între produsele care există pe piață, de aceea este important să faci o alegere informată. Poți opta pentru un supliment nanocoloidal bioelementar, mai ușor de asimilat de corp. Asterix acest material are scop informativ și nu înlocuiește sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, adresați-vă medicului specialist. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, susțineți-a trecind și distribuiți canalul cu prietenii voștri să afle și ei.